Peste 200 de studenți basarabeni vor petrece Crăciunul perit vechi în Craiova. Astăzi, studenții au început cursurile și se pregătesc pentru sesiune. Cum mâine, cei mai mulți dintre ei sărbătoresc Crăciunul, studenții basarabeni vor trebui să petreacă printre cursuri. Adriana este studentă în anul întâi la Facultatea de Drept, iar de sărbători a fost plecată în Moldova. A trebuit să se întoarcă pentru că începe sesiunea. Mâine, când ar trebui să petreacă Crăciunul, Adriana va susține primele examene concentra în sesiune când tu știi că urmează să fie Crăciunul tău și tu totuși nu ești acasă? Eu cred că magia sărbătorilor o simțim în suflet și tot acest badavum de sărbători cumva îl creăm noi singuri. Nu mi rămâne decât să am părticica de Crăciun în suflet și să mă concentrez la ore, la sesiune. Însă vom sărbători aici, cel mai probabil vom să colindăm, vom găti ceva gustos și ne vom simți acasă aici. Pentru a se simți aproape de casa, aceasta a adus din Moldova bunătăți. Am adus murături, în primul rând, pentru că sunt foarte gustase. Am adus salată, pe care am făcut-o aici, salată cu pesmeți, câțiva mici cârnăciori, carne prăjită, bătute și, ca să-i spun pe tradiționala noastră, pacirofcă. Și alți studenți basarabeni s-au întors în România chiar dacă și-ar fi dorit să rămână acasă pentru a petrece. Desigur că a fost de, din statul dezamăgire când voi fi și cu, cu ai mei de Crăciunul pe stil vechi, dar am zis că așa a fost să fie, trebuie să, să iau de la viață toată experiența asta. Deja mi-am luat și niște fripturii că o să fac singură aici de sărbători și cred că o să fiu cu gândul la ei acasă acasă sărbătorind. Da, voi fi departe de casă, dar cred că voi petrece cu ceilalți basarabei. Crăciunul pentru ortodox și perit vechi este sărbătorit pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile față de calendarul oficial.